Legendă istorică. Mihai Viteazul și tătarii. Cu oasta lui venise odată Mihai Viteazul până în părțile noastre și se înșirase oastea pe coastă, iar Mihai întinsese o masă mândră cu mai mari oștirii și acolo grăiau capitanii lui, tot ridicând și ciocnind paharele. Să trăiești, măria ta, și să stăpânești de-a cu țara numai în pace și noroc, că iată pe turcii am bătut și pe tătarea și-și derea, iar aici, la munte, chiar dușmanii să vie, iute, iute, le luăm piuitul. Mihai le mulțumi, îi lăudă pentru isprăvile lor și le spuse să aibă totdeauna nădejde în Dumnezeu, că El este mare și puternic, apoi îi rugă frumos să puie oastea în rânduială de pază, că El vrea să ațipească puțin. Zis și făcut. N-apucă însă să adoarmă Domnul, că de când mă apucai să vă spun, și iată din vale venea în goană mare o oaste de tătari. Erau mulți ca frunza și veneau în grabă chiar spre muntele Pleașă. Apoi, cum zăriră oasta lui Mihai, tătarii sloboziră un tun. Căpetenia tătarilor însă, ca mai marele lor, se afla mult mai de vale, în Priboiu. Și de aia Mihai, când pricepuce și cum și văzu atâta livotă de lifte păgâne, ce se gândi? Mare ești, Doamne, dar eu, numai cu mâna asta de oameni ai mei, n-o să pot răzbi repede. Oare noi găsi vreun mijloc? Și tot socotindu-se Mihai, odată chemă pe un ostaș de-al lui și poruncește. Du-te repede acolo de vale, în lagărul tătăresc, la Priboiu. Acolo să dai hârtia asta în mâna căpeteniei tătarilor. Mai înțeles? Înțeles, măria ta, zice ostașul, și se duce ca vântul, iar vodă se întoarce către boier și le spune. Știți ce am scris în hârtie? Ce? Le-am scris să nu vie la luptă acum, ci mâine, să ne încercăm puterile. Păi o să fie așa de proști? Să-i vedeți numai. Ostașul s-a dus în tabăra tătărească și a dat hârtia cu picina. Iar tătarii, când au văzut, nu-și găseau locul de bucurie. O să ne mai odihnim o noapte și o să aibă vreme și ajutoarele să vină, ziceau ei. În vremea asta, Mihai punea de închidea muntele și oprea Dâmbovița, punând și Stăvilar. Astfel, apa venea în susul Dâmboviței, dincolo de Stăvilar, mare, mare, să poată umbla 1000 de mori. Când văzu asta Mihai, care era cu toți ai lui pe munte, se odihni în pace și dormi fără grijă. Cum se ivi ziua următoare, tătarii, care se înmulțiseră și erau câtă frunză și iarbă, plecară pe Dâmbovița în sus să se bată cu oastea lui Mihai, așa cum le fusese vorba. Dar au cercetat ei încoace și încolo, în sus și în jos, fără să-i dea de urmă, că oastea românească era sus pe munte și nimeni nu le putea arăta cărarea pe unde să urce acolo. Și au tot cercetat, au tot cercetat. Acu, aproape de cetățenii de vale, era un cârciumar care se chema Baciu. Au început tătarii să-l strângă în chingi și să-l cerceteze. Unde este, măi, Mihai? Pe hârtia i-am primit-o, dar oastea nu i-am văzut-o. Este, este, zise Baciu, când văzu că nu-i mai scapă. Este sus pe piatră cu toată oastea, strânsă bolu ca o ceată. Dacă vă luați acum la luptă, măi tătarilor, n-ați câștigat nimic. Dar ascultați-mă pe mine. Cum? Opriți oștirea la noapte că le câștigați pe toate. Tătarii, și de această dată proști, ascultară de povața lui Baciu și se opriră la cetățenii din vale, fără să-și dea cu socoteala de planul lui Baciu. Baciu le spusese așa ca să fie timp și mai îndelungat pentru Mihai, să se strângă și mai multă apă în susul Stăvilarului. În acest timp, Baciu se urcă sus pe Pleașă la Mihai, care își făcuse divan chiar pe valea lui Coman. Doamne, măria ta, fii pe pace de-acu, pe tătari am oprit o toană. Și atunci când Mihai socotea că tătarii toți sunt tăbărâți, odată a ridicat Stăvilarul și a dat drumul apelor. Ca pe multe nu-i mi-i ducea la vale Dâmbovița pe toți tătarii. Îi luase tocmai pe când ei dormeau fără grijă. Până la ziua nu s-a mai aflat niciun picior de tătar prin împrejurim.
Ba să nu vă mint, ieșea câte unul la mal, umflat și înțepenit pentru totdeauna. Și ia că așa s-a descotorosit Mihai Viteazul și de tătare.